Nu mă bate vântule să-mi iasă filmările. Bună dimineața și bine v-am găsit. Nu e frig, dar sunt intensificări de vânt. Intensificări de vânt care să nu vă lovească pe voi. Și așa v-au lovit destule, măcar aici pe canal. E mai călduț și bate un vânticel așa, o boare a glumă. O cafea bună primită de la voi pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc de cafea, mulțumesc de abonare. Mulțumesc pentru faptul că în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 10, vă sună clopoțelul și voi intrați aici pe canal. Și după aia, după ce vedeți video-ul pe care îl pun, intrați la comentarii și dezbatem problemele. Intensificarea revântului. Se pare că am scăpat momental de zăpadă, dar s-a intensificat vântul. Așa de tare a bătut vântul un Făgăraș, nici comună, nici oraș, încât vreo 5-6 membri din ALDE și PSD au trecut la PNL. Deși peneliștii se bat cu cărămida în piept, nu mai dorim traseiști. Vântul ne-o adus, nu Sorin Ovidiu Vântu. Sorin Ovidiu Vântu ar fi putut aduce o structură politică alternativă care să facă din PNL un partid vârf lance pe șichierul scenei politice. Dar n-au ascultat de el, n-au ascultat, asta este, domnule. Bucurie mare în București, să trăiești, să trăiți. Ați ieșit din scenariu de azi să redeschid restaurantele, cinematografele și păcănelele, bucuria lui Viorel Lis, sălacul Lis, n-a mai avut acces la fructe de atâta timp, prună, 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 strugurel, să vedeți cum întinerește Lis. Deschideți, domnule, păcănelele pentru ăștia care nu pot fără vitamină. Cinematografele, cred că au să rupă românii cinematografele, numai la alea 3D, 4K, au să se uite la filme, de parcă noi nu ne dăm filme acum în pandemie, și restaurantele, în sfârșit, 30% din capacitate este disponibilă. Să vă bucurați și să dați buluc, să ajutați un pic și industria Horeca. Aici, în Cluj, nu știu, se pare că suntem la limită. Am ieșit un pic din scenariul roșu, dar nu știu ce s-o deschide la noi, habar n-am. Om vedea, om trăi și om vedea. Acum mai dau ăștia tare cu vaccinul și Ciutacu s-a vaccinat. 13-13, număr de SMS, Ciutacu, știți, de pe vremuri când era marele tonomat, s-a vaccinat și el. Cred că i-a luat exemplu lui Nelu Cristo. Cristo, nu știu pe ce bază s-a vaccinat el, că nu-i nici din grupă de risc, nici din... Dar totul s-a vaccinat Ciutacu și Bill Gates. Mă, Bill Gates s-a vaccinat. Au pus poză cu Bill Gates la vaccin, bineînțeles cu masca, nu-l prea distingi, și au pus și o poză de aia pentru comparație before și after și se uită la urechile lui Bill Gates, nu pușcă, ci că nu e adevăratul Bill Gates, e clona ai de noi. buymeacoffee.com/nicubendea, o cafea bună, mulțumesc. Și deținuții, ci că-s prioritar, mă, la vaccin. Deținuții sunt prioritar la vaccin. Bravo lor! Stau la căldurică, mâncărica, mâncărică și acum, pe când termină pedeapsa, ies și vaccinați. Nu știu, domnul Liviu Dragnea, cum e și el de vaccinat. Că imun era. Asta este, încă 100.000 de doze de vaccin vin în România azi, 100.000 de doze. Mă, aici la Cluj e o problemă, 24% dintre dozele primite până acum nu s-au putut folosi. Cel mai mare procent din țară de doze nefolosite. Eu știam că nu, ardelenii sunt oameni grijulii. Îs ei chemători acolo când îți fac fiola, când îți fac doza, dar nici chiar așa. Din neglijență s-au distrus aproape un sfert de doze de vaccin în municipiul Cluj-Napoca și în Cluj în general. Din cauza de neadecvare la temperatură. Adică ce-au făcut? Au scos frigiderul din priză? Păi, nu, și pe Mircea. Mircea de pe ambulanță, nu? O adus 10 cofraje de la Tușisa din Aruncuta. Am unde să le ținem până iese din tură? E, cole în frigider. Dar pe acolo sunt niște doze. Scoate-le afară, că și așa... Ce, îs ouă bio de la țară. Acum, vrei să ne să strice ouăle, să scoată pui până la sfârșitul programului pentru niște amărâte de doze de vaccin? Nu, no, aveți de grijă. Și pune și pe linca aia, pe când o scosă, să se răcească. Să fie numai bun, așa ca uleiul când o beau. Nu știu, eu știam că ardelenii, clujenii, oameni grijulii, oameni... Dar se pare că s-au prins în hora asta a lucrului nebine făcut. Hore, n-am avut el Hore, Casa Loco, George Hora, n-am avut nimic el de unire. Domnul Chirică s-a unit puțin cu un protestatar, primarul de la Iași, a primit în freză un iaurt. O gustează ce-i bun, măcar e produs tradițional românesc, iaurt, prea bun, prea ca la țăran. Acum, nu, dacă te enervează un politician, mai zici ceva pe Facebook, dar acum să-i dai cu iaurtul în cap? Zice, nu aveți și musli?
Noi, dacă de mica unire i-au dat cu iaurt în cap, de mare unire o să-i dea cu vaca în cap, fără aluzie la vreo doamnă din aur, da? În horă, nu ne-am putut prinde în horă, da? Pe pârtile de la Poiana Brașov au tras amii niște chefuri, mă rog, în apreschiurile de acolo, în restaurante, în terase, se îmbolzeau amii și dansau. N-aveau nicio taină, nu s-au prins în horă, s-au prins în dans. Cumva tot au sărbătorii românii Unirea Principatelor, am văzut-o și pe Loredana, la acolo, în Poiana Brașov, dansa pe mese. După ce acum azi 2 săptămâni am fost în Mexic și am îmbrățișat un copac, să-și ia energie, acum au mers în Poiana Brașov, au sperat să o prindă un urs în brațe. Și mergeau pe deal în sus, ca să le prindă un urs. Azi când a venit ursul pe pârtie, săracul schior, l-a trecut pe tomba, așa viteză au băgat. Păi, eu zic să bage câte un urs și pe terenurile de fotbal. Dacă pe pârtie se poate face performanță cu ursul în spate, să bage un urs și pe, nu urs Maier, arbitru, un urs de-al nostru, brun, carpatin, și pe terenurile de fotbal. Să vezi acolo pe jucători ce talente își dau cu ursul în prea. Bă, ursul, pasează, gol, din 3 pase ajungi la poartă. Că nu se poate, dacă nu avem o motivație așa, motivația vieții. Ce să facem? Uitați-vă că virusul ăsta își face mutații. Își face flotant. Dar ce mă, că nu-s alegeri? Ce faci, mă, virusule? Vrei să-ți dai copiii la școală în centru? Virusul își face mutație. Virusul își face flotant. Și apoi vaccinul ăsta nu-l poate scoate din casă. Nu poate să-l scoată din organismele noastre. Mă, că ne-am săturat. Uite, în Barcelona, ci că nu mai ai voie să vorbești în metrou. Ci că dacă vorbești în metrou, ia aer condiționat sau recirculat acolo și se împrăștie virusul. Lasă-o încolo. Bine că n-avem metro la Cluj. Acum noi ardelenii oricum suntem mai tăcuți. Până scoatem noi o vorbă, nu iese virusul prin vapori. Și în plus avem antidotul? No. Deci ai zis, mă Ioane, mă, unii meri tu amu? No. Ai zis, no, vă spun eu, dacă folosești cuvântul magic, no? Dispare virusul. Nu, nu mă credeți. Nu, vă rog să mă credeți. Asta este. Mască. Jos textila. Cum a Comisia Europeană sau cine ăștia de la Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, spun că nu mai sunt bune măștile astea de textilă, măscuțele astea cu 50 de bani. Nu mai sunt bune. Trebuie să luăm măști de alea cu ușă, cu ventuză, cu supapă. Supapă. FFPP. PPPF, SSSD, chiar. De alea scumpe. Cum, ce să facem? Am luat și măști de alea, dar te gândești ce urmează. Dacă nu mai sunt bune astea de textile, peste un an nu ar mai fi bune și astea cu supapă. Ce să punem? Masca lui Iron Man? Masca lui Spider-Man? Oricum suntem toți supereroi, cu sau fără mască. Am rezistat până amul la pandemia asta. E bine. E bine, suntem până aici câștigători. Nu trebuie să ne lăsăm. Că la psihic ne lucrează ăștia amarnic. La psihic. Dar e bine că ați intrat voi aici pe canal, că aici discutăm probleme serioase. Probleme adevărate. Mulțumesc pentru cafea oferită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea bună. Să ne trezească la viață. Că săptămâna e abia la început. Ce așteptări aveți de la această săptămână? Vorba lui Ienei, nu-mi fac iluzii ca să nu am deziluzii. Cum o fi? Bucuroși le-o duce toate, de-o fi pace de război. Mulțumesc frumos de urmărire și mâine de la ora 10, aici pe canal, ne-om vedea. Aștept comentariile voastre, share la acest material și toate cele bune. Scuze că v-am reținut, sper că nu v-am tăiat pe tare din elanul de luni dimineața. Luni dimineața nici iarba nu crește. Apoi de la atâta vânt, cum ar zice Sorin, de la atâta vânt, să nu dispărem dintr-un colț în altul al biroului, disperați că nu reușim să facem față task-urilor încă din prima zi a săptămânii. Așa că vă las să fiți sănătoși și să munciți în pace, să fiți eficienți, să luați viața în piept așa cum trebuie și mâine de la 10 iarăși aici pe canal.